câteva simple stihiri despre maici și trandafiri. Trandafirul poate fi chip al unei monahii. Floarea lui cea delicată este inima curată și plină de gingășie. Culoarea lui purpurie e sfiala feciorească, ce nu știe să privească cu îndrăzneală niciodată spre a se păzi curată. Roa ce se strânge în zori pe petalele lui moi e blândețea sufletească ce nu poate să rănească. Este dragostea curată ce nu cade niciodată. Ce e binevoitoare nu caută ale sale. Pe nimeni nu pismuiește, de nimic nu se trufește. Se bucură de adevăr și slujește tuturor. Dar, deși e delicat, trandafirul e și bărbat. Are spince stau de pază pe tulpina lui firavă și cu care îi împunge pe cei care vor al frânge. Spinii aceștia sunt trezvia pe care Filocalia o numește cea mai mare monahicească lucrare, adică să iei aminte la inimă și la minte, să nu lași să se strecoare tot ce aduce vătămare, ci să zici necontenit, cu duh înfrânt și smerit, Doamne Iisuse Hristoase, mie celei păcătoase, milostiv mereu să-mi fii și așa te vei mântui.